Ora de Risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. Asigurările sunt ca bărcile de salvare. E bine să ai destule, să nu fie cazul să le folosești. Sunt Sergiu Costache de la revista Prima Asigurări și Pensii. Ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru piața de asigurări, susținută de către revista Prim, Asigurări și Pensii, portalul 1asig.ro și difuzată în fiecare marți la 17:30 de către RFI România. Încep prin a vă spune că numărul de îmbolnăvire în România în ultimii ani, și nu o spun eu, o spune Institutul Național de Statistică, variază între 14 și 24 de milioane de îmbolnăviri pe an. Un astfel de argument de vânzare ar fi bine să-l audă și cei care promovează asigurările și publicul larg. Vorbim astăzi despre absenteism și acolo există contribuții la asigurările de sănătate, dar vorbim și despre prezenteism. Ce înseamnă când vii bolnav la locul de muncă și patronul sau angajatorul te plătește în continuare? Ce pot să vă mai spun este că preocuparea românilor pentru sănătatea lor este tot mai evidentă, asta și datorită carențelor sistemului de stat, dar în primele 6 luni, piața asigurărilor private de sănătate a avansat cu 70%, Andreea o să ne dea niște detalii mai târziu, față de perioada similară anului trecut. Nu vă spun cât de mare e, că este nerelevant, dar pentru prima dată astăzi avem un top al celor mai mari jucători de pe acest segment, după foarte multă vreme. Lider este Allianz Siriac, urmată de Signal Iduna, o companie care în mod tradițional doar asta face, și Grupama Asigurări. Mai avem încă 7 locuri în top. Așa cum cum spuneam înainte de emisiune, am un invitat special, Cătălin Boiceanu, director corporate Globasic Broker. Bine ați venit în emisiune. Mulțumesc, salut Sergiu, mulțumesc pentru invitație în primul rând. Mult drag. Și Andreea Radu, redactor șef al publicațiilor Xprim. Bine ziua. Puteți intra în direct sunând la 0213184044. Dacă am zis prea repede, vă mai spun o dată, 0213184044. Domnule Boiceanu, intrăm direct în subiect? Sigur că da. Bun. Care sunt factorii care au influențat creșterea pieței de asigurări private de sănătate în primele 6 luni? Eu am constatat că a crescut cu 70%. Așa este. De ce a crescut? Păi, cred că, în primul rând, ar trebui să ne raportăm la sistemul public de sănătate și la problemele cu care se confruntă acesta de ceva ani buni încoace. Lipsa de personal, condițiile, nu știu cum să le spun, precare, hai să le spunem precare, din spitalele din România. Iar ceva mai recent, deductibilitatea de 400 de euro pe an per angajat, a contat și asta foarte mult. Și mai nou, informarea, atât la nivel de agenți sau asistenți în brokeraj, vânzători de asigurări, de fapt, nevoia de servicii medicale de calitate ale oamenilor de rând și, nu în ultimul rând, și cred că ăsta e un aspect important, adaptarea angajatorilor la noile nevoi de beneficii ale tinerilor angajați. Deci angajatorii joacă un rol important în această ecuație? Mai mult ca sigur. Părerea mea e că din creșterea de 70%, eu cred că cea mai mare parte o reprezintă polițele de grup, polițele încheiate de angajatori pentru proprii angajați și mai puțin polițele persoanelor fizice. Deci cam 4 din 5 ar fi încheiate de angajatori. Cam pe acolo. Ce motiv au angajatorii să încheie astfel de polițe de asigurare, în afară de ce am zis eu, povestea aia cu prezenteismul? În primul și în primul rând, fidelizarea angajatului. Tinerii angajați, tinerii oameni care ajung acum ca forță de muncă, datorită informațiilor pe care le au legate de cum funcționează lucrurile în afară, își doresc altfel de beneficii decât își doreau părinții noștri, să spunem așa. Adică, eu cred că mama era foarte fericită când primea bonuri de masă, când a primit prima oară bonuri de masă. Acum s-a trecut de momentul ăsta. Tinerii angajați își doresc o asigurare de sănătate, poate chiar și costuri pentru grădiniță, poate chiar, nu știu, plata, contravaloarea drumului, nu știu, benzină, mașină. Și atunci angajatorii au trebuit să vină cu soluții în sensul ăsta. Înțeleg. Andreea, am și o rugăminte să-mi spui și mie care este topul. Eu am citit numai primele trei locuri.
Care este topul angajatorilor, topul asigurătorilor în acest an și cum l-ai calculat? Exact. Cum ai spus la început, piața asigurărilor private de sănătate a crescut cu 70% în primele 6 luni, conform datelor ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Da, deci nu le-ai inventat tu. Nu le-am inventat eu. Okay. Sunt cifre exacte. Iar valoarea primelor brute subscrise de către asigurători a ajuns la 117 milioane de lei, atât pentru asigurările generale, cât și pentru asigurările de viață. Adică respectiv clasa A2. Deci de asigurări. Clasa A2 și la tine sunt și partea de sănătate care e raportată la viață și partea de sănătate care e raportată la asigurări exact, generale. Exact, pentru că sunt companii care activează doar pe segmentul de asigurări generale și raportează pentru clasa A2 din segmentul respectiv și la asigurări de viață este exact la fel. Și cum arată topul în momentul ăsta, Allianz, Signal, Grupama și cine e mai departe? Da, conform cotelor de piață transmise de către ASF, pe primul loc este Allianz cu peste 27% din piață, deci aproape o treime, urmat de Signal Iduna cu 26%, Grupama peste 19%, iar următoarele locuri în top 10 sunt asigurate de Asirom, NN Asigurări de Viață, Generali România, BCR Asigurări de Viață, BRD Asigurări de Viață, OmniaSig, iar pe locul 10 este Ergo Asigurări, fosta Credit Europa Asigurări. Mulțumesc frumos! Domnule Boiceanu, cum vedeți evoluția pieței până la final de an? Deci aproape că s-a dublat piața, a crescut cu 70%. Era de așteptat din punctul meu de vedere. Cred că au existat declarații în trecut legate de subiectul ăsta, atât din partea asigurătorilor, cât și a oamenilor din piață. Părerea mea e că sigur va exista în continuare o creștere importantă. Nu știu dacă o putem estima tot la fel de mare, 50-70%, dar sigur va exista o creștere importantă față de anul trecut. Din punctul meu de vedere, viitorul sistemului de sănătate din România se bazează foarte mult pe asigurările private de sănătate. Tocmai de aceea, noi, cel puțin la GlobaSig, încercăm să anticipăm acest lucru și, după cum tu știi, investim foarte mult în profesionalizarea rețelei pe care o avem și în informarea clienților noștri. Deci clienții nu cumpără așa pur și simplu asigurări de viață? Ei ar cumpăra probabil, dar nu știu cât de mult sunt informați. Părerea mea e că este în continuare o lacună pe partea de informare a clientului. Noi mergem către client. Dacă stăm să ne gândim la un angajator, câte lucruri ar trebui să știe legate de legislație, legate de activitatea pe care o desfășoară, furnizori, vânzări și așa mai departe, cred că ar fi o problemă pentru el să-și mai încarce memoria și cu partea de asigurări de sănătate. Și atunci intervenim noi. De-aia suntem consultanți în asigurări în primul rând. Și atunci mergem și îl informăm. Îi explicăm care sunt avantajele și care sunt beneficiile unei astfel de asigurări de sănătate. Căror persoanele sunt adresate asigurările de sănătate? Astea private. Dacă pe vremuri, până să spunem acum 2 ani de zile, asigurările de sănătate private erau așa greu de accesat, adică doar poate expații și anumite persoane aveau asigurări de sănătate, acum pot să spun că asigurările de sănătate private sunt accesibile cam tuturor. Atât persoanelor fizice, cât și juridice. Avem un telefon, o să vă rog să vă puneți căștile. Vă ascultăm. Alo? Ok. Bună ziua, Cristina. Bună ziua! Bună ziua! Care este întrebarea ta? Întrebarea mea este următoarea. Dacă pentru a încheia o astfel de asigurare de sănătate este nevoie să efectuăm analize medicale înainte de a încheia? Ok, mai rămâi un pic pe fir. Deci pentru asigurare medicală de sănătate, dacă e nevoie de încheiat o asigurare medicală? Discuția este... Dacă este nevoie să se facă analize am înțeles, de sănătate eu cred medicală. Că am înțeles. Okay. Așa. Cred că am înțeles întrebarea. Cred că este vorba de analize care se fac înainte de intrarea în asigurare pentru a identifica eventuale boli preexistente.
Într-adevăr, pe partea de subscriere există posibilitatea ca asigurătorul să solicite, în funcție de vârsta clientului, în funcție de modul în care se prezintă, modul de ce a completat încercarea chestionar legat de istoricul său medical, e posibil să se solicite la intrarea în asigurare efectuarea unor anumite analize pentru a determina bolile preexistente, dacă există și dacă pot fi preluate în asigurare sau nu. Asta vreau să vă întreb următoarea. Mai rămâneți puțin pe fir, pentru că mai am o întrebare la întrebarea dumneavoastră. Asta se întâmplă când îți faci singură asigurare, când ai asigurare de grup, cum se întâmplă? Când faci angajatorul polița? În cazul asigurărilor de grup, datorită faptului că acolo plaja de vârstă și tipologia asiguraților este mult mai largă și diferită, acolo, într-adevăr, nu prea se întâmplă să se ajungă la analize medicale. Dar chiar și în cazurile respective, chiar și la asigurații persoane juridice, dacă numărul angajaților este destul de mic, se poate solicita și acolo pentru o parte din angajați să se efectueze anumite analize medicale. Bun. Mulțumită, Cristina! Mulțumesc! Okay. Mulțumim și noi! Mulțumim și noi! Următoarea mea întrebare este, am văzut că a existat o creștere importantă a cererii din partea companiilor pentru a da un beneficiu extrasalarial, acel employee benefits, beneficii pentru angajați. Din ce domenii provin companiile care cumpără asigurări de sănătate pentru angajați? Păi, în primul rând, cred că ar trebui să vorbim, să-i diferențăm un pic. În primul rând, e vorba de clienții foarte mari, și anume companiile multinaționale, care oricum vin cu know-how-ul de afară în ceea ce privește beneficiile extrasalariale. Însă, în portofoliul Globasic Broker, cel puțin, pentru că de aici am cele mai corecte informații, avem clienți deja din domenii foarte variate, plecând de la transporturi, la industria IT, servicii și așa mai departe. Deci deja nu cred că mai putem spune că doar o anumită parte din angajatori vin cu astfel de beneficii. Am înțeles. Vă reamintesc că ne aflăm la ora de risc, discutăm pe tema sănătății, asigurărilor medicale private de sănătate, în mod special a celor de grup, a celor pe care le încheie angajatorii pentru angajații lor. De ce o fac? De ce e bine să fie asigurat? Asta aflăm de la Cătălin Boiceanu, director corporate Globasic Broker, și Andreea Radu, colega mea, redactor șef adjunct la publicațiile Exprim. Puteți intra în direct la 0213184044. Sunt diferențe mari între polițele adresate grupurilor și cele adresate persoanelor fizice? Diferențe mari nu știu dacă există, dar există totuși ceva diferențe, atât legate de acoperirile oferite persoanelor fizice, cât și celor juridice, cât și de costuri. Odată, datorită faptului că asigurările pentru persoanele juridice au luat un avans simțitor față de cele ale persoanelor fizice, exact ce spuneam mai devreme, și apoi dispersia riscului este diferită în cazul asigurărilor pentru persoane juridice. Dacă ai un grup de, să dăm un simplu exemplu, dacă avem un grup de 70 de angajați, dintre care 50 sunt bărbați, iar dintre femei doar 5 au vârsta între 18 și 40 de ani, atunci pe partea de naștere, de exemplu, dacă am avea clauza asta inclusă, clar nu am avea cum să avem cheltuieli pentru toți cei 80, și atunci costurile se dispersează pe toți angajații, dar beneficiile pot ajunge doar la o parte dintre ei. La persoanele fizice, da, sau la cele și la cele juridice, de ce nu, dacă există boli preexistente, cum se procedează? Adică omul e deja bolnav. Mă bucur foarte mult că ai atins acest aspect, pentru că am citit zilele trecute un articol, nu mai știu exact în ce ziar, unde scria faptul că bolile preexistente nu sunt preluate pe asigurările de sănătate private. Îmi permit să contrazic articolul respectiv, spunând că există într-adevăr riscul ca pentru anumite boli preexistente asiguratorul să refuze preluarea în asigurare strict pe acelea, dar în cele mai multe cazuri bolile preexistente se preiau în asigurare în anumite limite, într-adevăr.
limite de tratament, limite de consultații, dar nu întotdeauna sunt refuzate. Deci contează, nu sunt refuzate întotdeauna, contează ce boală ai, exact, în ce stadiu este și atunci se dau niște... Și bineînțeles limite. Și pachetul de asigurare pe care îl alegi. Dar există și posibilitatea de a fi refuzat. Există într-adevăr. Sunt unele boli care sunt refuzate din start. Andreea, vrea să ce boli mai exact sunt refuzate? În primul rând SIDA e una dintre ele, pentru că nu există nicio metodă prin care ai putea să însănătoșești persoana respectivă și atunci costurile tratamentului sunt extrem de ridicate, cu șanse foarte mici de succes, și orice altă boală cronică de genul ăsta. Acolo, într-adevăr, sunt situații în care se poate... Mai avem un ascultător, se numește Cristian, din câte am înțeles. Da, Cristian, bună ziua. Ce întrebare ai pentru invitații noștri? Bună ziua. Bună ziua. Am următoarea întrebare. De fapt, o să vă prezint o situație înainte și apoi întrebarea. În momentul de față, eu sunt abonat a unui serviciu, a unui... clinici, companii, nu știu cum să o numesc, care are și o clinică, are și un spital. Am înțeles. Doamna Marcu este fondatoarea acestei clinici, nu spun mai mult pe cine știe, îți dă seama despre cine vorbesc. Problema e în felul următor. Am, după cum a spus, serviciu de analize, habar n-am, ce pachet, sau alt pachet pe care încă nu pun de față, că n-am reținut, atât pentru mine, soția mea și pentru copii. Iar în momentul în care doresc să fac o programare, da, la această clinică pentru analize sau pentru a fi văzut de un specialist, termenele de programare sunt foarte mari. Cu lunile. Foarte mari. În momentul în care sun la telefon și nu spun că sunt clientul lor și că am un anumit card, a doua zi sunteți primit. Termenul de programare e mai scurt. Da. Întrebarea mea este... De ce se întâmplă așa? Pe lângă de ce se întâmplă așa, dar se mai ajută pe mine o asigurare în cazul în care aș avea același tratament, în sensul că, bun, plătesc niște bani, nu știu dacă să mor sau puțin, în tot, acum nu o să vă zic care este suma, că nu e nevoie, de nu face, nevoie. Că nu e relevant, uh-huh. Dar iar am un serviciu care... Pe care nu-l puteți folosi așa cum v-ați aștepta. Îl plătesc de 2 ani și ceva, eu nu am fost niciodată să fac nicio analiză, nici mă fac. Tocmai din cauza faptului că accesați foarte greu serviciu. Am accesat foarte greu. Bun. Mă bucur foarte, foarte mult că mi-ați pus această întrebare. Chiar aș fi vrut să o ating. Ce se întâmplă în cazul noastră? Ar trebui, în primul rând, să lămurim faptul că noastră aveți un abonament la o clinică privată de sănătate și nu aveți o asigurare privată de sănătate. Există foarte multe diferențe între un abonament și o asigurare. Chiar dacă pe aici, pe acolo, ele par similare, nu sunt. Dumneavoastră aveți acces doar la serviciile clinicii respective și maxim poate una, două clinici partenere. O asigurare de sănătate, în schimb, încheiată la o companie de asigurare, vă oferă acces la o rețea mult mai largă de clinici. Adică dumneavoastră nu mai sunteți obligați să mergeți doar la clinica X a doamnei Marcu, ci puteți să mergeți la orice clinică privată. În unele cazuri, dacă pachetul pe care îl alegeți e unul cu mai multe beneficii, puteți să mergeți în afara rețelei respective. Iarăși, un mare avantaj al asigurării de sănătate este că de cele mai multe ori, atunci când sunați să faceți o programare la o clinică, nu e necesar să spuneți că sunteți asigurat la X companie, ci pur și simplu vă faceți programarea și abia când ajungeți acolo se ia legătura de la clinică, se ia legătura cu compania de asigurare și se rezolvă totul pe loc. Și de aici scăpați de întârzierile despre care îmi povesteați. Eu am mai auzit de astfel de situații, dar e prima oară când aud în mod direct că se întâmplă așa la abonamente. N-am folosit niciodată acest argument pentru că nu eram sigur că se întâmplă așa, dar uite că avem cazuri de genul ăsta și e foarte rău pentru întreg sistemul, pentru că clientul final, cum e Cristi, cred că am reținut bine, nu reușește să facă diferența, nu știe să facă diferența între un abonament și o asigurare pentru simplu motiv că nu este informat.
E interesant că există două paliere aici. Primul, este o confuzie între abonament și asigurare. Exact. Omul are abonament și crede că are asigurare. Exact. Prin abonament și doar primește o reducere diferite. Și doar în clinica respectivă. Și ai anumite beneficii limitate. Ok. Și al doilea era un lucru care ține de tratamentul intern pe care îl face clinica respectivă și nu mă interesează care este, acela că dacă ești abonat și ai niște reduceri, te programează mai târziu. Exact. Și dacă vii cu banii 100%, te programează mai devreme. Exact. O altă problemă pe care o văd pe partea asta, pe lupta asta dintre abonament și asigurare de sănătate... Amândouă sunt deductibile fiscal. Așa este, dar nu ambele sunt reglementate. Și aici avem o problemă. Dacă în cazul asigurătorilor avem ASF-ul care vine și te controlează și vede ce faci acolo și vede dacă riști să intri în faliment, Doamne ferește, și te corectează, în cazul clinicilor private nu există nicio metodă de a verifica bonitatea companiei respective și modul în care își tratează clienții, exceptând protecția consumatorului. Și din câte știu eu, doar în Ministerul Sănătății. Sau, din câte știu eu, în 2016, cel puțin, au existat peste 300 de plângeri pe abonamente de sănătate la protecția consumatorului, ceea ce e foarte mult și dăunează întregii piețe. Uh-huh. Și pentru că tot există aceste confuzii, să le explicăm mai bine ascultătorilor ce riscuri acoperă mai exact o asigurare privată de sănătate. Că tot vorbeam de abonamente, ca și în cazul abonamentelor, într-adevăr, și în cazul asigurărilor, pachetele de acoperiri sunt foarte variate. Plecând de la acoperiri minime, să spunem că ești acoperit pentru partea de ambulatoriu, consultații de medicină generală și o listă limitată de specialități medicale și cu anumite sublimite de sumă. De exemplu, pentru intervenții chirurgicale ai o sublimită anuală de 5.000 de euro. Dacă intervenția sau intervențiile din cursul anului costă mai mult, diferența o vei suporta tu ca și coplată, poți să-i spui așa. Dar în ultimul timp se poate ajunge destul de ușor la o acoperire completă. Și foarte important că acoperire completă înseamnă tot ce înseamnă ambulatoriu, adică investigații, vizite la medici specialiști, tratament, spitalizare și intervenții chirurgicale, lucru pe care nu le ai în cazul unui abonament, nu o să ai niciodată, decât la 2-3 clinici care au și un spital, nu o să ai niciodată acoperit spitalizarea și în cazul intervențiilor chirurgicale o să ai niște discounturi și cam atât. Iar și mai mult decât atât, acum pe o asigurare de sănătate privată îți poți primi banii înapoi și în cazul în care mergi în afara rețelei, adică ai 100% acoperire în afara rețelei, chiar și la stat. Asta vreau să întreb, pentru tratamentele în străinătate se poate face, asigurarea funcționează și dacă ai un tratament în străinătate de făcut? Există chiar clinici din străinătate, partenere deja, unde se decontează direct pentru unii asigurători și da, se decontează costurile inclusiv în străinătate, în anumite condiții. Am înțeles. Înțeleg diferențele dintre abonamente și asigurări de sănătate. Este foarte clar că nu sunt același lucru. Unele sunt complementare, să le spunem, și poate undeva se și suprapun, dar clar sunt lucruri diferite. Aș întreba, pentru că mai avem câteva minute la dispoziție, aș întreba dacă, să zicem că am 28 de ani, sunt în București, ce mi-ați recomanda să fac? O asigurare medicală sau să-mi fac o asigurare privată de sănătate? Să-mi fac un abonament medical sau o asigurare privată de sănătate? Indiferent de vârsta pe care ați avea-o și de oriunde ați fi pe teritoriul țării noastre, v-aș recomanda asigurarea de sănătate. Pentru că ai mult mai multe beneficii, ai o listă mult mai mare de furnizori la care poți apela, nu ești limitat absolut deloc și costurile deja sunt similare. Dacă acum 2-3 ani de zile existau diferențe destul de mari între costul unui abonament și costul unei asigurări private de sănătate, acum nu mai e așa. Permite să te întreb, bei cafea dimineața, Sergiu? Bei. Una, două? Două, bun. Să ne gândim că o cafea e 2 lei, da? Gândește-te că dacă ai renunțat la o cafea pe zi, ai putea să-ți faci o asigurare privată de sănătate. Adică costurile unei asigurări private de sănătate pe un pachet suficient de acoperitor pleacă de undeva de la 60-70 de lei pe lună.
Asta am născut exact întrebarea asta, care este prețul minim și maxim pentru astfel de polițe? Sigur că acoperirile diferă. Diferă și acoperirile și costurile diferă în funcție de vârstă, în funcție de domeniul de activitate. Da, așa, minim, dar, exact maxim, cum spuneam, plecăm cu prețuri de la, se pleacă cu prețul tarife, prime de asigurare, de la 60 de lei pe lună, 50 de lei pe lună, vorbind de un pachet acoperitor, nu vorbesc de pachetul basic, eu nu sunt genul care să recomand ceva de care clientul să nu se poată folosi. Și se poate ajunge undeva la, nu știu, sute de lei pe lună. Ok. Dacă tot am vorbit de preț, spuneți-ne și care sunt sumele asigurate. De câți bani pot beneficia asigurații în cazul unei spitalizări, intervenții? Eu chiar am în fața aici o poliță. Știi că îți spuneam că noi la Globasic chiar am încheiat o poliță de asigurare pentru noi angajați și pentru toți colaboratorii noștri. Și am luat polița cu mine, nu o să discut foarte multe despre ea, dar putem să culegem anumite informații. Cred că o să discutăm într-o altă emisiune, okay, pentru că ne apropiem de zona concluziilor. V-aș întreba scurt dacă ar fi să, ca ascultătorii noștri, să rețină un singur lucru din ce ați spus astăzi. Care ar fi acel lucru de reținut? Cred că îl putem rezuma destul de simplu. Prețuiți-vă sănătatea. Gândiți-vă cât de puțin costă, că pentru un preț modic, să-i spunem, îți poți asigura sănătatea ta și a familiei tale. Cred că e cel mai important lucru. Sănătate, că e mai bună decât toate. Sunt Sergiu Costache, vă reamintesc că emisiunea Ora de Risc e oferită de către revista Prima Asigurări și Pensii și portalul noasic.ro. Tema zilei a fost sănătatea la control, de ce e mai bine să fii asigurat. Am discutat-o cu Cătălin Boiceanu, director corporate la Globasic Broker, și cu colega mea, Andreea Radu, redactor șef adjunct la publicațiile Exprim. Ne auzim săptămâna viitoare. La aceeași oră vom discuta despre un subiect fierbinte. Cum aducem oamenii, mai ales tinerii, către asigurări, și după ce îi aducem, cum îi facem să rămână? O să am doi invitați, Antonio Babeti și Otilia Mihai. Amândoi specialiști în domeniul lor de activitate. Nu uitați, asigurările sunt ca vestele de salvare. E bine să le ai și să nu fie cazul să le folosești niciodată. Rămâneți pe RFI, urmează jurnalul orei 18. Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.